Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Lufthansa anulează 3100 de zboruri în următoarele două luni din cauza problemelor de personal. După pandemie, le e greu să mai găsească oameni de angajat, dar și din cauza infecțiilor în creștere cu COVID-19 în rândul personalului. Această reducere reprezintă aproximativ 4% din capacitatea transportatorului în perioada respectivă. În același timp, iată un caz punctual, din cele 360 de zboruri ale aeronavelor Austrian Airlines, deci compania austriacă, care fuseseră programate pentru sâmbătă, 25 iunie, în Europa, 52 au fost anulate din cauza creșterii numărului cazurilor de COVID-19 în rândul angajaților. Deci personal care trebuie să stea acasă, nu au existat înlocuitori și către s-au anulat cursele. Asta este o știre AFP. Asta ne-a tras atenția. Ce se întâmplă? Riscăm cumva o revenire a pandemiei? L-am sunat pe profesorul de sănătate publică, Răzvan Cherecheș. Bună dimineața, domnule profesor! Bună dimineața! Bună dimineața! Ce arată datele? Asistăm cumva la o reluare a creșterii cazurilor de infectare cu COVID în Europa? Despre ce e vorba? Da, avem o creștere în număr de cazuri, datorată mai ales variantelor BA4 și BA5 ale variantei Omicron. Și acestea au capacitatea să meargă în jurul protecției date de vaccinare sau de infecție anterioară. Infecția anterioară inclusiv cu Omicron, cu varianta inițială Omicron? Da, inclusiv cu variante anterioare, cu BA1, BA2, BA3 de Omicron. Și protecția este una mult mai redusă, poate să fie până la de 21 de ori mai redusă decât protecția oferită de vaccinul sau reinfecție la variante anterioare. Dar un element care e foarte important de știut este că cea mai mare parte, în mod de cazuri pe care le vedem acum că încep să apară în țările din vestul Europei, sunt cazuri ușoare sau medii sau moderate. Puține cazuri severe. Deci nu mai suntem în situația în care eram acum 2 ani, când aveam o populație complet nepregătită, fără niciun fel de pregătire imunologică, și care am fost cu toți expuși la un virus complet nou. Ceea ce a dus la un număr foarte mare de persoane care au ajuns pe terapie intensivă. Faptul că liniile aeriene reacționează în momentul în care încep să crească numărul de viroze, pentru că astea sunt, de fapt, viroze, în rândul personalului, e o reacție absolut normală. Așa ar fi trebuit să întâmple și înainte. Pentru că, din ce ești într-un avion, vorbim de oameni care petrec ore închiși, într-un spațiu închis, în care aerul e ventilat intern. Deci nu este nicio posibilitate de ventilație externă. Și înainte ar fi trebuit... Acum ar trebui să ne întrebăm de ce înainte nu au fost suspendate zboruri din cauza că... din cauza virozelor. Probabil că aveau înlocuitori, din ce acum au o problemă de resurse umane. Acum suntem în starea de normalitate care ar fi trebuit să avem anterior. Respectiv, dacă o persoană are o viroză, chiar dacă nu e neapărat COVID, ar trebui să poarte mască tot timpul când iese și interacționează cu ceilalți oameni, cum se întâmplă în țările asiatice. Vedem prin metrou, prin autobuz, cu măștile pe față. La fel, dacă într-o secție dintr-un spital apare o epidemie localizată în secția respectivă de orice fel de virus, de orice fel de viroză, e normal ca secția respectivă să fie închisă o bucată de timp până când viroza respectivă trece, ca să ne expunem pe pacienți la posibilă infecție. Bun. Eu zic că e extrem de puțin probabil să revenim în această toamnă la restricțiile anterioare, pentru că deja avem o populație în România care fie s-a vaccinat cu două sau mai multe vaccinuri, fie au trecut deja prin infecție. Mai ales în valul Delta, dacă vă aduceți aminte, datorită lipsei de competență a guvernului, practic, infecția a trecut complet nesprijinită prin populație. Astfel încât acum, chiar dacă variantele BA4 și BA5 vor ajunge inevitabil în România și se vor răspândi cu viteză, va fi ca o viroză, mai neplăcut e adevărat, dar ca o viroză de dinainte de pandemie. Și numărul persoanelor care vor ajunge pe secție de terapie intensivă va fi suficient de mic ca să poată fi controlat de către autorități. Bun, să înțelegem că protecția, adică practic nu mai există, nu putem vorbi de o protecție lăsată de vaccinuri sau de infectare anterioară cu Omicron? N-avem nicio speranță, nu? Să nu ne infectăm. Nu.
Nu, deci există protecție, doar că e mai slabă. Deci șansele de reinfecție sunt mai mari decât erau acum un an, de exemplu. Dar asta e ca și cum ai zice, bun, cum e mai bine să ieși în frig afară? Complet dezbrăcat sau cu un tricou cu mânecă scurtă? Versus cu un pulover. Păi, un pulover e mai bine, care are protecție dată de vaccinuri sau de infecție anterioară acum un an, dar și un tricou cu mânecă scurtă e mai bine decât complet dezbrăcat. Deci avem un nivel de protecție, doar că nu e la fel, așa de bun cum ne-am aștepta, ceea ce crește probabilitatea de reinfecție. Deci, părerea mea că în acest sezon rece vom vedea o creștere semnificativă a numărului de cazuri de reinfecții în România, doar că cea mai mare parte a lor, marea majoritate, vor fi cazuri ușoare sau moderate. Având în vedere, adică privind la ce se întâmplă în vest, așa a fost de fiecare dată. Valurile au apărut mai întâi în vest, după aceea s-au propagat până aici. Puteți estima așa cam în cât timp vom începe să constatăm și în România o creștere a numărului de cazuri cu aceste noi variante? Vom vedea o creștere ușoară, începând cu luna septembrie, când începe să se întoarcă lumea din concedii. Și, pe urmă, în momentul în care începe sezonul rece din octombrie, vom vedea o creștere accelerată. Dar această creștere nu ar trebui să se reflecte în numărul de cazuri de pe secția de terapie intensivă. Țineți minte că anul trecut vorbeam că numărul de persoane internate pe secția de terapie intensivă e un indicator foarte tardiv, foarte târziu vezi ce se întâmplă. În momentul în care secția de terapie intensivă sunt pline, practic situația s-a răutățit în urmă cu două luni. Ei, acum suntem într-o situație în care, de fapt, cel mai relevant număr va fi numărul de cazuri de pe secția de terapie intensivă, pentru că în condițiile în care virusul este prezent în populație, se împrăștie, deci nu mai discutăm să protejăm cât putem, pentru că toată lumea va trece periodic prin infecție, pentru că COVID-ul s-a alăturat celorlalte coronavirusuri care sunt prezente în populația de oameni și care dau infecțiile sezonale. Răcerile, cum le spunem noi. Exact, exact, da. Mulțumesc foarte mult pentru explicații și pentru încurajări. A fost în direct în deșteptarea profesorul de sănătate publică Răzvan Cherecheș. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.